Schimbăm registrul acum cu proteste la ușă. Guvernul a aprobat majorarea cu 10% a salariilor unor categorii de bugetari. În schimb, sindicaliștii sunt nemulțumiți de ordonanța cu majorări salariale și bugetarii din mai multe domenii refuză varianta propusă de Marcel Ciolacu, cea în care majorările salariale să fie făcute doar cu 10%. Ordonanța de urgență pusă în dezbatere și adoptată de guvern prevede o majorare ce se va face în două tranșe de 5%, una în iunie, respectiv cea de-a doua tranșă în luna septembrie. Între timp, premierul Marcel Ciolacu cu amenință protestatarii cu concedierile pentru a putea crește salariile altora. Ce urmează și la ce să ne așteptăm în continuare în situația de față, aflăm poate în minutele următoare de la invitatul nostru de la această oră. Este domnul Noni Iordache. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am găsit! Președintele Sindicatului Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului, lucrați mai exact în cadrul Secretariatului General. Cancelarea, Cancelarea premierului. premierului. Mă iertați. Da! Bun. Acest sindicat reunește angajații din Cancelarie și din Secretariatul General. Vedem că au fost proteste în ultima săptămână, cel puțin proteste intense ale dumneavoastră acolo în fața a guvernului, dacă putem spune așa, în laterala guvernului. Sunteți nemulțumiți mai exact de veniturile pe care le aveți. Haideți să vedem cât câștigă un angajat din guvern, ce vă nemulțumește mai exact și apoi discutăm și despre ce v-a transmis premierul Marcel Celacu. Haideți să nu mai uh, spunem media că poate șochează Vă sau uh, poate nu este uh, în tocmai exactă, dar salariile uh, pornesc uh, de la uh, 3700 până la 6500 lei net. Asta este salariul net, fără alte sporuri, fără alte uh, tipuri de venituri. Mai sunt foarte puțini, uh, patru, de exemplu, uh, colegi din Secretariatul General al Guvernului care au o majorare salarială pentru Viza CFP de 10%, aproximativ 80 de colegi care lucrează în implementarea PNRR și au acea majorare prevăzută de lege cu până la 50% a salariului de bază, care este mai mic, și deci cam astea sunt venituri, undeva la 6.000 de lei, spuneți, maxim. 6.500. Pentru... Cam așa câștigă majoritatea da. angajaților din guvern. Da. Da. Și sunteți la vârful de lance al la administrației, spuneți că asta vă nemulțumește. Acolo vin tot felul de proiecte, proiecte de acte normative pe care, dumneavoastră, cred că le și scrieți de multe ori. Eu, acolo, în secre... la cancelarii sau în Secretariatul General, vă asigurați că ședințele de guvern sunt pregătite cum trebuie, că pregătiți toate actele, că sunt luate toate avizele, că se respectă legislația și spuneți că există un risc. Pleacă oamenii. Cu memoria instituțională. Exact. Asta ne, mulțum ne, ne mulțumește cel mai mult, și faptul că uh, noi apreciem efortul Guvernului de a majora uh, salariile pentru uh, noi și pentru ceilalți colegi din alte instituții. Însă, subliniem faptul că și prin această ordonanță de urgență se accentuează discrepanțele salariale. Dacă vorbim de un consilier gradația 5, consilier superior, din cadrul Secretariatului General al Guvernului sau din celelalte patru instituții care au membri în sindicatul pe care îl reprezint, uh, ei au omologi în alte instituții cu salarii mult mai mari. Deci, Câteva noi, exemple? Uh, noi nu atacăm pe nimeni și nu, nu are relevanță. Noi uh, luptăm pentru noi, dar se știe foarte bine uh, faptul că sunt colegi care uh, câștigă mai bine decât decât noi. Dar și... dați-ne un exemplu concret. Un angajat din departamentul X din guvern are același venit sau mai mic decât angajatul? Sunt, uh, sunt, uh, noi ne axăm foarte mult pe uh, persoanele care vin detașate sau, uh, de, de fapt, detașate, care își păstrează salariul de la instituția de la, care, de, de la care vin. Și acolo sunt diferențe și de 2000 de lei net între salariul nostru și salariul colegilor care vin detașați. E vorba despre colegi din alte ministere sau. Din alte din ministere sau alte autorități, până la urmă, suntem ca frați. Dacă toată lumea ne numește bugetari, suntem frați. Adică ar trebui să. să apelăm totuși la o prudență în a legifera pentru a nu accentua aceste discrepanțe salariale. Tocmai că. Bineînțeles, premierul României, domnul Marcel Ciolacu, a avut o intenție bună. Dar trebuie, poate de la inițiator sau poate de la, nu știu, de la Ministerul de Finanțe sau o altă instituție, trebuie o aplecare către norma exactă. Pentru că, tocmai prin această majorare, noi ne aflăm într-un Într-un impas, pentru că va veni legea salarizării, nu a legea salarizării Muncii. Exact. Cum o să ne aducă pe noi, de la, să zicem, cu majorarea în septembrie, 7.000 de lei net, da? aproape de colegii noștri, nu, nu știu care. Care au 9.000 de lei net. Care au 9.000 sau poate au 11.000 net. De asta spun că ar trebui, cum am afirmat și public, ar fi trebuit acordată o majorare salarială diferențiată chiar și în rândul nostru, în rândul instituțiilor care fac parte din sindicatul care au membrii în sindicatul pe care îl reprezint, au fost de acord să renunțe și să nu aibă același procent pe care l-am solicitat și pe care l-am transmis public. Considerăm că 20% ar mai fi adus așa o, o speranță în rândul nostru ca angajați că până la urmă contăm și repet, noi suntem oameni, suntem mult mai aproape uh, de premierul României, căruia îi mulțumim că s-a gândit pe, pentru toată lumea să acorde această majorare, dar cam așa este mai aproape decât SACO. Interesant ceea ce ne spuneți. Um, totuși, pentru că v-au dat doar 10% sau mai exact doar 5%, pentru că ceilalți urmează să-i primiți, dacă spun bine, da. um, domnule Noniordache, ce urmează acum? Ce veți face în continuare? Pentru că văd că sunteți în continuare nemulțumiți de veniturile pe care le aveți și de aceste majorări promise sau, mă rog, pe hârtie adoptate unele dintre ele. Ce urmează? Dacă veți continua protestele? Știm că angajații guvernului sunt acum sau erau până acum în grevă japoneză. Veți mai fi în grevă japoneză. Ce presupune această grevă japoneză pentru cei care ne urmăresc să înțeleagă exact? Greva japoneză am declanșat-o pe termen nelimitat. Am încercat să. Uh, fim uh, în articolul 4 roman din ordonanța de urgență, nu s-a putut, ea s-a publicat în forma actuală. Uh, știm că prin eleganța noastră și uh, prin ceea ce am demonstrat uh, și în cadrul protestelor, pentru că noi am lăsat colegi în birouri să asigure uh, în continuare uh, activitatea, uh, Apelăm la Parlament de data aceasta să amendeze ordonanța de urgență în sensul în care uh, cele cinci instituții din aparatul de lucru al Guvernului să se regăsească la articolul 4 roman. Nu este vorba de uh, un efort bugetar foarte mare. Nu este vorba să ne dăm demisia pentru ca alți colegi să beneficieze de o majorare salarială. Până la urmă vorbim, ajungem și acolo. De... Să, deci continuați această grevă japoneză. Asta da, spuneți. Da, și cereți parlamentului să aplice acest să vă treacă la acest articol. Ce prevede acest articol? Ca să înțeleagă cei care ne urmăresc. O majorare de 20%. O majorare la uh, salariile din centrala ANAF. La salariile din centrala ANAF. Bun. V-a spus Marcel Ciolacu cu subiect și predicat, va cam amenințat, dacă putem să spunem chiar așa pe jleu, v va amenințat. De ce spunem asta? Pentru că a zis, citez dintr-o declarație, citez rememorând din memorie, așadar, o declarație, să facem instituțiile mai suple, nu? Dacă sunt angajații nemulțumiți cu o mie și ceva de euro, spunea uh, premierul Marcel Ciolacu. Noi l-am iertat. A fost o greșeală această declarație, considerați, față de uh, dumneavoastră? Nu neapărat o, o greșeală, nu. nu. Dar noi l-am iertat. Bun. Uh, Spuneți așadar că vor continua aceste proteste. Luați în calcul să boicotați viitoarea ședință de guvern de săptămâna aceasta? În primul rând, luăm în calcul și analizăm la nivelul sindicatului și la nivelul federației uh, să. Vedem în, dacă acele articole care uh, amputează dialogul social uh, pot face obiectul unei sesizări a avocatului poporului pentru a promova la Curtea Constituțională o excepție de neconstituționalitate. Deci, a, aceasta este una dintre prioritățile noastre. Mai departe, continuăm cu greva japoneză, uh, reiterăm apelul către Parlament să aibă în vedere faptul că există posibilitatea amendării acestei ordonanțe și să, fim, să ne regăsim la articolul 4 roman, dacă nici așa nu putem, să știți, având în vedere de decizia în alte curți, putem să promovăm o acțiune în justiție și atunci vedem dacă avem dreptate sau nu și dacă reușim prin instanță să ne majorăm salariile. Poate fi blocată activitatea guvernului în zilele următoare din cauza acestor nemulțumiri pe care le aveți? Nu, noi n-am blocat-o nici măcar când am fost la protest spontan. Suntem oameni responsabili, oameni conștienți de importanța instituției pe care o reprezentăm și în care o reprezentăm, în sensul în care am ajuns Mulțumesc. să fim un mass media. Pentru că sunteți președintele Sindicatului Angajaților din aparatul de lucru al Guvernului, domnule Noli Iordache. Mulțumesc pentru că ați fost pe prezent astăzi aici. Nu încheiem însă, înainte de a transmite scurt, în 30 de secunde, în camera din fața dumneavoastră, privind în acea cameră, un mesaj pentru premierul Marcel Celacu. Uh, în primul rând, vreau să adresez colegilor mei uh, un mesaj de, de felicitare, de mulțumire că ați avut. Uh, inspirația de, de a construi acest sindicat care astăzi luptă pentru drepturile noastre, iar pentru domnul prim-ministru îi reconfirmăm pe această cale disponibilitatea și tăria că îl vom susține în continuare. Mulțumesc pentru participarea dumneavoastră în studio, domnule Noni Ordache, sunteți președintele Sindicatului Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului. Vă mai așteptăm aici să știți, să vedem progresele Mulțumesc. pe care le faceți acolo la guvern. Acum...